Spitalul CFR din Drobeta Turnul Severin ar urma să fie preluat de către primăria municipiului. Consilierii locali și-au dat acordul în sensul acesta. Ar fi pentru prima dată când municipalitatea va avea în administrare un spital. Potrivit primarului Marius Creciu, se urmărește dotarea cu aparatură performantă, dar și extinderea unității spitalicești. Acordul primăriei cu privire la preluarea spitalului CFR urmează să fie transmis către guvern. Odată aprobată solicitarea Consiliului Local, preluarea ar urma să aibă loc la finalul acestui an. Marius Creciu punctează un proiect în premieră pentru municipalitate. Primăria ar urma să administreze pentru prima dată un spital. Este vorba despre un proiect inițiat de edil, prin intermediul căruia consilierii și-au dat acordul pentru preluarea în administrare a spitalului CFR. În acest moment, unitatea medicală se află în subordinea Ministerului Transporturilor. În cursă pentru preluarea administrării spitalului a intrat și Consiliul Județean, doar că între timp au abandonat ideea. Înseamnă un act medical poate mai bine susținut de un ordonator principal de credite dispus să investească într-o unitate medicală veche cu medici buni și o infrastructură destul de slabă ce are nevoie de îmbunătățiri. O continuitate a activității medicale în ciuda multor vorbe că spitalele s-ar desfința, ceea ce este departe de adevăr. Am solicitat ajutorul și am avut sprijin din partea lor, de acolo și dorința de a ne prelua ca unitate spitalicească în subordinea dumnealor. Reprezentanții primăriei spun că au resursele necesare pentru a gestiona activitatea unei unități medicale. Clădirea va fi modernizată cu fonduri europene și vor fi făcute investiții de la bugetul local. Unitatea medicală este una performantă care înregistrează venituri ce pot asigura în mare parte autofinanțarea activității medicale. Documentația urmează să ajungă și pe masa guvernului, iar preluarea ar urma să aibă loc la finalul acestui an, după finalizarea implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă, pe care unitatea medicală îl are în implementare la ora actuală. Nu este ușor, dar ne dorim. Sunt bani, în principiu acest spital se întreține, el a avut la sfârșitul anului peste 2 milioane de lei în cont, deci el este funcțional. Noi am venit mai mult să ne ocupăm de modernizarea bazei pentru a lua aparatură nouă, al moderniza și din punct de vedere al clădirilor, dar și din punct de vedere al aparaturii. Eu zic că e un lucru bun pentru comunitate. În ultima perioadă, Spitalul Căi Ferate a suferit numeroase reabilitări, reorganizări și au fost atrase fonduri nerambursabile pentru achiziționarea de aparatură medicală de ultimă generație.